Aseară a fost euforie mare și împreună cu echipa de campanie ne-am bucurat că am reușit să ne convingem colegii asupra unui lucru foarte important, că merităm să încercăm să aducem Universitatea din Pitești înapoi pe drumul pe care trebuie să meargă. Pentru că cei care m-au votat și cei care au rezonat cu ideile mele au fost mânați de aceeași spaimă. Spaima că exista riscul să ajungem rău de tot. Cifrele o spun. În prezentările care le-am făcut în dezbaterile publice, eu ca inginer m-am bazat pe cifre, pe lucruri concrete din istoricul actual al universității. În speță, scăderea dramatică a numărului de studenți, dramatică, însemnând că de la 16.000 aproape cât aveam în 2012 când echipa Barbu a părăsit rectoratul, acum avem un pic peste 8. Nu e deloc corelată cu tendința demografică a județului, că exista tentația de a spune, dar nu mai sunt copii. Fals. Datele de la Institutul de Statistică, datele de la Inspectoratul Școlar arată că avem o cohortă de 25.000 de elevi an de an. Un număr total, 25.000 de elevi în Argeș, an de an. 25, 26, 24, pe aici. Dacă împarți la 4, că sunt 4 ani de liceu, nu? Vorbesc de elevi de liceu. Dintr-o dată sunt 6.000 pe an. Deci măcar 6.000 termină liceele într-un an, da? Iar scăderea numărului nostru de studenți se reflectă automat în creșterea numărului de candidați la Politehnica București, la Universitatea București. Deci sunt lucrurile aproape evidente. E legea vaselor comunicante din fizică. Scade într-un loc, crește în altul. Și cu cifrele astea aș putea continua. Deci planul meu managerial a fost fundamentat pe aceste cifre, pe realități. Iar realitățile sunt dramatice. N-are rost să ocolim. N-are rost să ne îmbătăm cu apă rece. Va fi un mandat extrem de greu și mă rog la Dumnezeu să fiu în stare să-l duc la capăt. Nu-mi fac niciun fel de vise, nu sunt magician, nu am puteri magice, mă bazez enorm pe colegii mei, pe toți colegii mei și cei care m-au votat și cei care nu m-au votat. Pentru că vă spuneam înainte de a începe discuția că a trecut, gata, campania electorală s-a încheiat. Acum avem foarte clar o mie și una de lucruri de făcut. Nu le pot face singur. Haideți să începem cu câteva dintre ele. Care sunt măsurile urgente pe care dumneavoastră și echipa pe care voți forma-o le vreți puse în practică? Toate sunt urgente. Deci toate au grade mai mari sau mai mici de urgență. Nu există nicio activitate care să zici că ai putea să o lași peste 2 ani sau peste 3 ani. Nu. Dar într-adevăr sunt unele care ard. Ard. Odată ce arde cu adevărat, gradul mare de pierderi care îl înregistrăm pe diverse componente de activitate. Avem pierderi. Deci pierderi care reduse la nivel de bani, da? Înseamnă bani care sunt investiți și nu se întorc într-un plus profit al universității, nici în plan academic, nici în plan social, nici în plan cultural, nici în plan economic. Deci ținem spații, o grămadă, care nu au studenți în ele, avem spații blocate care ar putea produce. Avem activități care nu le facem și nu produc, dar care cândva odată produceau bani în universitate și deci, din cauza asta, automat și bugetul nostru total se tot duce în jos. Și atunci noi trebuie să umblăm la pierderi. Vom căuta să limităm dramatic pierderile Universității din Pitești. După aia, la fel de urgentă, este o acțiune concertată de refacere a legăturilor cu mediul socioeconomic. Păi pe aici n-a mai trecut nimeni de 4 ani. Nu știu dacă ne mai știe cineva. Și vorbesc de partenerii noștri tradiționali. În afară de uzina Dacia, care foarte probabil are legături extraordinar de bune cu Facultatea de Inginerie Mecanică și care, prin tradiție, sunt foarte bine legați, acolo există o școală de inginerie extrem de puternică, colegii mei sunt extraordinar de bine puși la punct, și cei de la mecanică și cei de la electronică, în rest am devenit așa, un fel de universitate de cartier, universitatea de care nu se mai știe. Și asta va fi iarăși o acțiune extrem de, un grup de acțiuni extrem de importante, să readucem universitatea acolo unde e locul. Totuși este crema academică a Argeșului. Iar Argeșul nu este nici pe departe un județ amărât. Dacă Bacău poate avea universitate și de prestigiu și foarte bine pusă la punct, Argeșul nu poate. Deci asta e a doua mare prioritate. Revenirea acolo unde ne e locul. După aia, mai sunt o sumă întreagă de priorități interne.
reașezarea și sinergizarea planurilor de învățământ unde se va putea. Reașezarea și redimensionarea, știu eu, resursei umane în cadrul fiecărui plan de învățământ. O decizie comună, și când spun comună, mă gândesc la întreaga comunitate academică, asupra ce fel de statut de universitate ne dorim. Că dacă ne dorim un statut de universitate, va trebui să găsim soluții să menținem și programele de studiu fundamentale. Nu poți fi universitate fără programe de studiu fundamentale. Istorie, fizică, chimie, biologie, toate astea care acum sunt mai cenușăresele balului, nu mai sunt regine. Au fost cândva. De asemenea, dacă nu se dorește un statut de universitate complet, tot împreună cu întreaga comunitate academică vom decide încotro ne ducem. Pentru că, din păcate, spun din păcate, datorită legilor țării pe de-o parte și structurii de finanțare pe de altă parte, noi suntem tot timpul obligați să alegem între două rele, nu între două bune. Suntem obligați să alegem. Economisim la bani și închidem programe de studiu, închizi programe de studiu, îți omori resursa umană. Și o resursă umană de nivelul ăsta se pregătește greu. Ca să ai o comunitate, să ai un departament cu oameni, cu titluri de doctor, cu titluri de lector măcar, dacă nu conferențiar și profesor, înseamnă ani de muncă. Un lector adevărat, după criteriile actuale de promovare, îl faci în 10 ani. Ia gândiți-vă că îi dăm afară la anul. Nu ar fi o greșeală fatală care ar pune universitatea pe butuci? Păi ar pune-o pentru că după ce nu-i mai ai, nu mai treci de criteriile de performanță instituțională. Nu mai ai suficienți doctori, nu mai ai suficienți profesori, nu mai ai suficienți conferențiari și ești la mâna aracisului. Când vrea, zice stop joc. Și de asta spun că suntem în situația asta de a pendula între două, trei, cinci rele. Trebuie să găsești soluția prin care să ieși dintre ele cu pagube minime. Și când spun pagube minime, în mintea mea, întâi și întâi, e resursa umană. Deci trebuie găsite soluții prin care fiecare om care în momentul ăsta slujește Universității din Pitești să-și găsească locul să câștige o pâine. Nu două, nici trei, dar măcar una. Și asta va fi principiul. A fost acea discuție cu sindicatul, cu o reașezare salarială, unul dintre motivele cel puțin publice făcute și de rectorul Didea ca motiv al plecării sale. Dumneavoastră, ce abordare aveți în această direcție? Odată că mie mi se pare trist că s-a ajuns aici. Deci chiar dacă eu am spus în dezbaterea publică, am acuzat sindicatele și am fost destul de ferm în a spune că prea s-au extins și au început să facă politică academică în loc să facă politică sindicală, trebuie să spun că au și ele partea lor de dreptate în toată povestea asta. Partea de dreptate ce înseamnă? Că ele au sesizat și au scos în evidență anumite discriminări, anumite situații neadecvate cu ideea că într-un mediu academic suntem egali între egali. Eu nu sunt cu nimic mai breaz decât oricare din colegii mei. Colegii mei conferențiari din acest departament sunt egalii mei. Lectorii sunt mai jos doar din perspectiva vârstei, pentru că vor avea timp și vor ajunge și la vârsta mea, vor fi conferențiari. Deci nu există diferențe. Ori în astare situații să ai diferențe salariale care nu sunt bazate pe nicio performanță suplimentară, ci doar pe faptul că eu am fost mai atent la anumite momente de timp și mi-am luat un salariu mai mare, nu spunem cum, nu e corect. Și atunci noi vom căuta soluții să aducem corectitudinea și echilibru pentru toată lumea. Ce înseamnă asta? Păi iarăși suntem între mai multe rele. Deja există niște sentințe judecătorești care obligă instituția la un anumit parcurs legal. Între timp, sunt alte procese pe rol, care nu știm ce vor aduce. Vor aduce instituția în situația de a plăti în plus, vor aduce instituția în situația de a avea obligații în plus față de angajații ei, nu știm. Însă, părerea mea, că într-o discuție echilibrată acum, fără pasiuni, având în vedere că, pe de o parte, eu n-am făcut parte de niciun sindicat, mi-am păstrat independența. Pe de altă parte, nu fac parte niciun partid politic. Mi-am păstrat și acolo independența. Pe de altă parte, sunt la fel de dragi și colegii dintr-un sindicat și colegii din celălalt. Sunt sigur că în jurul unei mese rotunde, când am pune toate problemele astea pe masă și am căutat soluțiile tehnic corecte,
am ajunge la acea formă de echilibru în care nu s-ar mai judeca universitatea cu angajații ei, ceea ce mi se pare dramatic. Ba angajații au dat în judecată universitatea, ba universitatea a dat în judecată proprii angajați. Deci în situația asta, eu cred că noi trebuie să încetăm cu procesele astea, să punem stop. Prea suntem în public, semănăm cu ăia care la divorț împart un lighean și două prosoape. Dom'le, suntem o universitate, trebuie să redevenim o universitate în adevăratul sens al cuvântului, un simbol al decenței și al înțelepciunii. Și eu voi încerca să aduc lucrurile astea la normal. Către studenți un mesaj? Către studenți un mesaj. Înainte de toate, trebuie să știe că și eu sunt părinte de student tupit. Și atunci văd din dublă perspectivă calitatea lor de student. Văd din perspectiva rectorului, care are obligația morală de a asigura cele mai bune condiții de învățământ, cercetare științifică studențească și nu numai, și viață studențească studenților rupit, și văd din perspectiva părintelui, care își dorește ca cu adevărat copilul lui să facă performanță aici. Să plece cu mândrie de aici și să fie mândru care are diploma rupit. Domnule rector, în final, numai am o ultimă întrebare. S-a vorbit mereu despre locul Universității din Pitești în ansamblul societății arcișene, despre relația cu autoritățile locale, cu mediul politic, de felul în care cele două părți se pot ajuta reciproc. Dumneavoastră, ce planuri, ce gânduri, ce idei aveți în această direcție? Da. Am o grămadă mare de idei în această direcție, le-am materializat, mare parte din ele găsiți în planul managerial, mai pe la sfârșit, acolo, la obiectivul general 6. În mod concret, vreau să încerc și să sperăm că vom reuși să refacem acea platformă comună de comunicare cu autoritățile, care noi am avut-o foarte bună. Deci au fost perioade în care toate autoritățile statului organizau conferințe, seminarii în universitate, universitatea făcea parte din tot felul de comisii, întruniri permanente sau aleatorii ale organismelor statului. Eu am făcut parte din bordul prefectural la un moment dat, în cadrul de invitat al reprezentant al Universității din Pitești în acel bord, care făcea ședințele alea săptămânale de analiza situației din județ. Toate astea s-au întâmplat cândva. Se pot întâmpla din nou. Deci vreau, insist și sunt sigur că vom reuși, pentru că întâmplarea face că autoritățile statului, indiferent de culoarea lor politică, au iubit Universitatea din Pitești. Niciodată nu am fost în vreun fel, știu eu, persecutați, izolați, marginalizați de autorități. Nu, noi n-am dat deoparte. Noi n-am mai fost atât de comunicativi și atât de aproape de ei. Eu cred că vom reuși să ne întoarcem unde am fost, măcar atât. Există la rândul unei părți a autorităților locale această temere că Universitatea din Pitești nu va mai fi peste un anumit timp, că regiunea se va duce către Universitatea din Târgoviște, să spunem, și nu către Universitatea din Pitești. Acum să știți că temeri de astea avem toți. Dacă nu aveam această temere, nu mă băgam în campanie electorală. Puteam să stau liniștit, să-mi văd de viața mea. Am avut această temere și, dat fiind faptul că eu am crescut profesional cu Universitatea din Pitești, mă durea sufletul să mor profesional cu Universitatea din Pitești. De pentru care, cât timp voi fi rector, eu vă asigur că voi face absolut tot ce trebuie ca să nu se întâmple asta. Ci, din contra, Universitatea din Pitești să revină și să fie focarul de atracție pentru, cel puțin, Argeș, Dâmbovița, Olt, Telorman, acolo unde noi am avut dintotdeauna filiale, am avut activități și eram cunoscuți. Nu va fi ușor, iar autoritățile locale și regionale ne vor ajuta și ele pe noi. Și în felul ăsta eliminăm temerea.